Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. A trecut mai bine de o săptămână de când am început să mănânc mai sănătos pentru a slăbi și pentru a mă simți mai bine eu cu mine. Știu că vă plac astfel de clipuri în care vă arăt ce mănânc pe parcursul unei zile. Am făcut primele zile de dietă, să zic așa, am ajuns la ziua 4, mi se pare, așa că în acest clip o să vedeți următoarele zile, 5, 6, 7, 8. M-am decis ca de acum încolo să le grupez așa câte 3 sau câte 4 zile, să vi le arăt și să încerc să postez mai des pentru a nu face filmulețe cât mai lungi și să vă plictisiți, bineînțeles. Dacă aveți oricum altă sugestie pentru mine, aștept să-mi spuneți rubrica de comentarii. Totul decurge foarte bine, mă simt ok, am început să fac și sport. Așa cum vă ziceam, încerc să-mi pun diferite filmulețe de pe YouTube și să fac mișcare de acolo. Într-o zi am făcut chiar și Zumba. Fiind pe muzică, mi se pare mult mai atractiv, să zic așa, și totul a mers bine și chiar a trecut timpul foarte repede. Am transpirat, să zic așa, și chiar am făcut sport, m-am simțit ok. Cântarul a început să scadă, acum o să vă zic exact și ce greutate am, odată la ceva timp o să fac treaba asta. Am venit din vacanță, deci acum 2 săptămâni, cred, cu 85,5 kg, iar astăzi aveam 83,3. Da, este foarte bine, mă simt bine, nu mai am abdomenul burtat de umflată, parcă beau în continuare foarte multă apă, mănânc fructe, mănânc legume pe cât posibil, iar la dulciuri încerc să mă abțin în continuare pe cât posibil. Am mâncat într-o seară o napolitană, într-o altă seară vă ziceam o bobonică mică, dar mai mult de atât nu. Deși recunosc că mi-este foarte, foarte poftă de dulciuri și acolo aș da greș, să zic așa. Dar continuăm, ambiție o avem, mă ajută tare mult că și soțul meu este alături de mine și facem salate și mâncăm sănătos împreună. Bineînțeles, ieșim cu David în fiecare zi afară, ne mișcăm, coborâm scările, urcăm, ne plimbăm prin cartier și asta contează foarte tare. Acum nu mă mai lungesc la vorbă, vă las să vedeți ce am mâncat în aceste 4 zile. Sper să vă placă clipul, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, vă pup și vă doresc vizionare plăcută! Micul dejun de astăzi este tot un fel de salată. Am pus dedesubt un pat de salată de salată iceberg, așa, cam o mână, am tăiat-o mărunt, jumătate de avocado mic, o lingură de porumb, o lingură de crutoane cu verdețuri, cred că vreo 10 grame de brânză, doar pentru a-i da un gust mai sărat. Iar aici am un ou făcut omletă, doar cu sare, pe care după ce a fost gata l-am tăiat tot la fel în bucățele. Am pus jumătate de suc de la o lămâie, voi pune sare, piper, le amestec foarte bine și cam acesta va fi micul dejun. Până la prânz voi lua o gustare și anume ananas de la frigider, din ananasul pe care l-am tăiat ieri, ne-a mai rămas atât după ce am mâncat amândoi, așa că îl voi mânca acum. Pentru prânz voi mânca, am pus o tavă așa de pulpițe, copănele de pui și aripioare, că nu prea e lumina bună, și cred că vreo 10 cartofi, ceva de genul, câțiva căței de usturoi și condimente. Le-am amestecat pe toate într-un castron mare și le-am pus în tava de cuptor pe hârtie de copt. Vom mânca împreună cu părinții mei, de asta este tava plină. Și cam atât, le bag la cuptor și o să lăsăm probabil o oră, ceva de genul, poate chiar și mai bine. Și cam așa arată fripturica noastră. Asta este porția mea, mi-am cântărit 150 de grame de cartofi copți și 150 de grame de pui. Mi-am pus un copanel și o aripioară și jumătate. Da, să avem poftă, zic. Iar mi s-a făcut foame și am decis să mănânc și o nectarină. Chiar astăzi nu știu de ce, dar mi-este foarte, foarte foame. În seara asta la cină voi mânca din cărnița ce a rămas de la prânz. Am cântărit să vină 100 și ceva de grame. Așa cum vedeți, eu cântăresc pur și simplu să-mi dau seama de cantități, adică să mănânc până în 200 de grame de carne, să zic.
cam atâta vin 100-110 grame de pui și mai am aici o sana cu 3,5% grăsime, bidonașul are 400 de grame, dar voi mânca doar jumătate. Aici vedeți și câte calorii au fiecare. Și doar jumătate voi bea. Micul dejun din această dimineață, o salată cu salată iceberg, o lingură de porumb, 50 de grame de mușchiuleț file, puțină ceapă roșie, 10 grame de crutoane și 10 grame de brânză sărată, telemea de vacă. Le amestec pe toate, mai pun puțină sare, piper și suc de lămâie. Și cam acesta va fi micul dejun. Salata de dimineață nu pot să zic că mi-a ținut cine știe ce de foame, fiindcă am calculat așa la calorii și avea în jur de 200 de calorii. Cel mai probabil ar fi trebuit să-mi fac și un ou sau chiar două fierte să le adaug, dar n-am mai avut timp. Așa că acum o să iau gustare și o să mănânc o banană. Prânzul de astăzi este format din mămăliguță, ciupercuțe la tigaie. Haideți să vă arăt exact. Deci mămăliguța am făcut-o doar în apă cu sare. Am cântărit, am 110-120 de grame, deci nu foarte mult. Iar aici am niște ciupercuțe la tigaie, nici măcar 100 de grame nu sunt. Pur și simplu le-am sotat la tigaie cu o ceapă și 2 căței de usturoi, sare, piper. Iar aici lângă trebuia să am o bucată de pește. Bucata de pește care este acum la cuptor și nu este gata, dar mi este foame și toate celelalte sunt gata. Așa că am decis să mănânc prima dată asta, iar peștele când va fi gata o să-l mănânc cu puțină lămâie, fiindcă tot ce am aici este foarte puțin, adică am 200 de grame și chiar nu ține de foame, să zic așa. Și m-am gândit să mai fac un pic de usturoi și să mănânc și cu un iaurt. Iaurt cu 2 căței de usturoi pe care i-am pisat, îi amestec și o să mănânc cu treaba asta de aici. Deci cam acesta va fi prânzul acum, dar puțin mai încolo mai mănânc și un pic de pește cu lămâie, dar vă arăt. Peștele de care vă ziceam este gata. Ăsta este peștele file de Alaska. Este pentru prima dată când îl încercăm, l-am pus la cuptor. Nu m-am uitat la timp, dar oricum a durat undeva la 30-40 de minute. Eu mi-am pus doar așa o bucățică, am cântărit-o de curiozitate. Are 70 de grame. Văd că are o crustă, ci că ar fi condimentată. Ca și descriere, sună tare bine. Ia să văd dacă... File de cod de Alaska tăiat din blocuri cu crustă crocantă condimentată fără oase. Da, o să mănânc un pic de lămâie și atât, fiindcă am mâncat mai devreme ce v-am arătat. Cina din această seară, tortelonii cu morcov, cu broccoli și sos de smântână. Tot ce vedeți aici în imagine, am calculat așa, sunt 1000 de calorii. O să încerc să nu mănânc totuși jumătate din porție. Din ce e aici, 500 de calorii mi se pare prea mult, așa că o să-mi pun doar probabil vreo 200 de grame de paste din astea. Micul dejun din această dimineață, undeva la 200 de calorii, am aici 100 de grame de zacuscă, n-am mai mâncat zacuscă de foarte, foarte mult timp și m-am uitat și ca număr de calorii, are doar 80 de grame, 80 de calorii, 100 de grame, imediat îți dau. Am pus 100 de grame aici. Este o zacuscă de vinete cumpărată de la Lidl pentru prima dată, ușor picantă. Aici am un nou ochi moale, dar care n-a ieșit din tigăiță foarte ok. Și mai am 3 felii de pâine din asta crocantă de tip Vasa, pe care v-am mai arătat, am rămas fără și am fost să-mi cumpăr din nou tot. Ăsta este pachetul, dar uite că am aruncat ambalajul și așa sunt ele în pachet. Sunt mai multe. Și costă în jur de 7,50 lei parcă, iar fiecare felie are undeva la 20-30 de calorii maxim. Și cam acesta va fi micul meu dejun. Astăzi la prânz voi mânca pizza făcută de mine, o pizza de dietă cum îi spun eu. Am filmat rețeta, o găsiți pe canalul meu, vă las linkul în descriere. Neapărat să o încercați, fiindcă este foarte, foarte gustoasă, se face în 5 minute maxim. Și toată pizza pe care o vedeți aici în farfurie.
are 370 de calorii. Am cântărit fiecare ingredient în parte să fiu cât mai exactă. Așa că la 370 de calorii pot să o mănânc pe toată. Cam asta este cina mea. Probabil o să râdeți, dar să vă povestesc puțin de ce mănânc așa ceva la seara. M-am tot gândit ce să mănânc, nimic din frigider nu-mi făcea cu ochiul, parcă n-aveam poftă de nimic, dar îmi era foame. Și zic, ok, hai că mănânc niște lapte cu fulgi de porumb. Deschid sertarul, dulapul să văd dacă am fulgi de porumb. Și îmi dau peste conserva asta. Conserva pe care am cumpărat-o, cred că în urmă cu o lună, fiindcă voiam să mănânc cu ceapă roșie. Și am zis, ok, o mănânc acum, fiindcă mi s-a făcut poftă. M-am uitat la ingrediente, deși știam. Vreau să vi le arăt și vouă, fiindcă sunt foarte, foarte ok și lista asta este așa curată, să zic. Astea sunt ingredientele. Are 300 de grame toată porția și ar veni 300 de calorii. Avem aici 96 de calorii pe 100 de grame. Totuși, fasolea mea este cu costiță și n-am găsit, de fapt, costiță în ea. Astăzi am găsit o bucată de grăsime pe care am dat-o la o parte, dar ca să am puțină cărniță, să zic așa, în ea, mi-am tăiat o felie de Kaiser pe care o aveam în frigider, am adăugat-o aici peste și am pus-o să mai dea un clocot împreună. Oricum, o voiam fierbinte, așa că am încălzit-o. Aici mai mi-am tăiat o ceapă roșie și cel mai probabil o să mănânc și cu o felie de pâine vasă. Ar fi mers un pic de mămăliguță sau o felie de pâine. Pâine chiar nu am în casă, decât la congelator, ca să nu fiu tentată. Iar mămăliguță nu mai stau să mai fac la ora asta. Da, și cam asta va fi cina mea. Fasole cu ceapă. Micul dejun din această dimineață, o cutiuță de cottage cheese, sunt perluțele astea cu de brânză, așa arată, sunt chiar foarte bune, eu nu mai îmi pun nimic ni sare, sunt foarte ok. Am varianta light cu 80% mai puțin grăsime, iar ca și număr de calorii, păhăruțul de 200 de grame are 140 de calorii. Cu două felii de pâine crocantă vasă, ajung undeva la 200. Nu este cel mai consistent mic dejun, însă chiar nu am timp să fac altceva acum și mai târziu o să iau gustare, probabil o nectarină, dar oricum vă arăt. Prânzul de astăzi, ciorbiță de văcuță, cam așa arată, cu multe legume și bucățele mici de cărniță, fierbinte, și o voi mânca cu niște ardei și păstări din acestea puse de mama mea. Nu știu dacă o să mănânc și cu felii de pâine vasa. Cred că nu, fiindcă văd că are și cartof. Cina din această seară, un castron mare de salată pentru mine și pentru soțul meu, îl vom împărți jumătate-jumătate. Am pus o salată mare iceberg, ceapă verde, castravete, puțin ardei gras, porumb, câteva crutoane, voiam să vi le și arăt. Astea sunt crutoanele mele preferate, le cumpăr de la Kaufland. Cutia este 2 lei, dar eu pun de o grămadă de ori. Astea cu verdețul sunt preferatele mele, însă au multe sortimente. Adaug câteva și schimbă total gustul salatei. Și mai avem aici niște bucățele de pulpă de pui. Am luat pulpă de pui cu os cu piele, am scos pielea și le-am pus în tigaie, sare, piper, usturoi granula fără ulei. Până s-au făcut și cu capac le-am mai lăsat puțin. Pe urmă le-am dezosat și le-am tăiat cu bulețe și le-am adăugat aici și am mai adăugat și peste salată, sare, piper și o lămâie. Este foarte, foarte gustoasă și sănătoasă și de abia aștept să mâncăm.